În Petroșani există persoane care se deplasează cu ajutorul cărucioarelor cu rotile și din cauza rampelor care nu respectă înclinația înscrisă în lege, cetățenii nu pot ajunge în anumite instituții. Această situație este în atenția Biroului de Urbanism al Primăriei, care va face un studiu și va lua măsuri unde este nevoie. Într-adevăr, sunt instituții nu neapărat publice, unde rampele nu respectă înclinația necesară și acolo, sigur, e o chestiune pe care noi o avem deja în studiu la Serviciul de Urbanism, dar în special și cei din Inspecția în Construcții au această posibilitate, pentru că ei sunt, într-adevăr, specialiști. Dar există, așa este, există rampe care nu pot fi folosite. O să facem o inventariere foarte clară a acestor situații și o să luăm măsuri în consecință. Rampele amplasate în dreptul trecerilor de pieton respectă înclinația de 8 grade reglementată prin lege.